De la apariția acestei legi, mai exact din 28 mai anul acesta și până în prezent, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a emis aproape 200 astfel de documente. Este vorba despre acei giurgiuveni care au aflat că pot beneficia de asistent personal, dar și de o indemnizație din partea statului. În vederea încadrării într-un grad de handicap, persoana în cauză sau după caz persoana mandatată de aceasta sau un membru al familiei trebuie să depună la compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu o cerere tip de evaluare complexă însoțită de documentele medicale necesare în original. Cei care au prezentat sechele ca urmare a unui accident vascular cerebral au solicitat certificatul de handicap pentru a primi ajutor din partea statului. Așa se face că în ultimele 4 luni, 10 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap, 59 au fost încadrate în gradul accentuat, iar 131 au fost încadrate în gradul de handicap grav. Dosarul cu documentele necesare se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul acesteia și la registratura primăriei din localitatea de domiciliu.